match. Da. Avem voie să votăm. Și mă gândeam să marcăm evenimentul ăsta cu, nu știu, o activitate din asta în septembrie, anul viitor, când e frunza, începe frunza să îngălbenească. Să ne vedem în martie, prima dată, 27 martie, deci duminică, ultima duminică din martie. Și să gândim fiecare cu ce materiale venim atunci. Eu o să vin cu o proză, dacă îmi permiteți. Pentru o revistă care se marcheze cei 20 de ani, pe care să o lansăm în septembrie. Deci din martie să avem timp să facem revista aceasta și până atunci să încercăm din ce mai avem fiecare, și domnul Stelea, și domnul Rațiu, și Robert, adică cei care mai au din numele vechi ale revistei, să facem așa un colaj de titluri. Am mai făcut noi măgăria asta și acum câțiva ani de zile, când a fost ultima dată când a venit Iliu Olaru înainte de a trece la domnul. Așa să facem și o foaie anexă, așa de rememorare a numelor revistei. În rest, ce să vă spun, e o mare fericire faptul că ne vedem, că suntem întregi, ne putem bucura unii de alții, nici nu ne dăm seama cât suntem de fericiți în situația asta, și abia când câte unul din noi mai trece spre căile văzducului, ne dăm seama că încă Dumnezeu are milă de noi și ne mai dă și minte și suflet deschis pentru a pune mâna pe condei și a ne bucura și de ce scriem noi și de ce scriu alții. Așa că să dăm slavă lui Dumnezeu pentru chestiunea aceasta și în încheiere v-aș ruga să vă gândiți mâine și la Sfântul Andrei, iar pe întâi să ne gândim fiecare fără multe așa da, o coșenie, fără, așa să ne gândim și la România și la halul în care este acum și la ce-i dorim totuși, că poate gândurile astea bune, îndreptate de toți, așa poate îl îmbunează pe Dumnezeu să îndure de nația asta și să o repună pe șinele pe care a mers o bună parte din secolul trecut. Cu asta Dumnezeu să ne ajute să fim toți sănătoși, să avem bucurii și anul acesta și anul viitor și să ne vedem cu bine la sfârșitul lui martie. Amen.